Bună, dragii mei, și bine ați revenit la un nou videoclip. Astăzi este miercuri, este ora 9:30. Eu m-am trezit de ceva vreme și mi-am băut cafeaua. Mai am aici o gură de cafea, o termin și vreau să mă apuc de treabă. Pisicuța noastră stă acolo afară pe scaun și se uită după mașini. Ștefi încă doarme, Octavian este la grădiniță, iar eu vreau să mă apuc să fac ceva mâncare. Am băgat deja la spălat, am întins o mașină de rufe, am mai băgat una și vreau să mă apuc să fac mâncarea. Astăzi avem așa o zi plină, trebuie să merg și la unghii. Avem așa un vlog de toate, așa că haideți să-i dăm drumul să vedem cum va arăta acest videoclip. La noi vremea nu e una neapărat extraordinară, a plouat aseară și e destul de urât afară și de rece, dar trecem peste. Peste pisitul, ții peste. Stai aici, fain. Place joacă. Ții păpușa mea. Place ție la iubire, tu. Atâta o mai iubește Ștefi și ce mai place de ea. Octi cam fuge de ea. Care e impresia tău mereu că vrea să sară pe el. E zvăpăiat de toată, îi place să fugă, să se joace, să alerge. E micuță și caută afecțiune și joacă și mângâiale. Așa, tu, păpușă. Frumoasă. Unde pleci? Unde pleci? Mă-ți mândeli, unde pleci? Unde pleci? Unde pleci tu? Frumoasă. În primul rând vreau să mă apuc de dezastru din bucătărie pe care l-am lăsat de aseară. Trebuie să spăl ceva vase, să curăț pe acolo pe blat, de pe masă și așa mai departe. O să fac curățenie la bucătărie și după o să mă pot apuca liniștită de făcut și mâncărică. Iubita, ce spală fetița? Dinții. Spală dinții? Cum ai dormit, mami? Bine. Ai dormit fain? Bine. Nu vrei să te uiți la mami? Te iubesc? Bine. Iubita mea frumoasă, hai spală dințișorii frumos, frumos, da? Așa, iubita. Bravo, păpuzea mea. Facem două codițe frumoase, vrei? Da. Facem? Lasă că-ți face mami, da? Spălăm dinții prima oară, bine? Și fățuca. Gata! Da. Hai spală ochișorii, iubita mea. Te ajută mami? Nu. Cum nu? Hai că te ajută și mami un pic. Te trezim fetița un pic. Iubita mea. Și vreau să mă apuc de făcut și mâncarea. Mi-am pregătit aici ingredientele pe care o să le folosesc la această tocăniță. Am scos de dimineață carnea din congelator, am cumpărat-o de la Lidl. E carne de porc pentru gulaș. Am să folosesc două cepe, puțin usturoi, am să bag acești ardei și am să folosesc la sfârșit frunze de pătrunjel. Am să pun sare, piper și cam atât. O să încep prima oară să călesc puțin carnea, după am să bag ceapa, ardeii, o să le las la fiert și la sfârșit o să le îngroși puțin de tot cu făină și cam aceasta este rețeta pe care eu o folosesc la această tocăniță de carne de porc. Remember when you said it doesn't get better than
cât timp am tocănița pe foc, mă apuc să fac și ciorbica. Mi-am pregătit aici ingredientele pe care le folosesc eu. Probabil că v-am mai arătat rețeta pe care o fac eu. Cam de fiecare dată este la fel, în funcție de ce ingrediente am și prin casă. Dar pentru rețeta de astăzi, ce am pus aici, o să folosesc o slăninuță. Am căutat Kaiser, dar nu am găsit decât așa un fel de slănină, ceva de genul. Am un ardei, am să folosesc două cepe, trei morcovi, am să folosesc puțină țelină și am luat păstăi galbene, dar nu am găsit proaspete, așa că am luat la conservă. Astea sunt ingredientele pe care le folosesc. Am să mai pun la sfârșit puțin usturoi, smântână și cam atât, sare, piper și cam atât. Am terminat aici tocănița care a ieșit super, super bună. Vreau să-i fac, să fac lângă o mămăliguță faină să mâncăm. Și mai am depus la ciorbică doar smântâna și am terminat și ciorbica. Am băgat acum usturoiul și o mai las un minut, două să fiarbă. După bag și smântâna și am terminat mâncărica. Tocănița a ieșit super bună. Ciorbica încă n-am gustat-o. Aștept să bag și smântâna și după o să o și gust. Dar cu siguranță e bună pentru că așa o fac mai de fiecare dată. Ține-i, fetiță frumoasă și moțată. Tu ești. Nu pune mânuța că le strici. Cum arată fetița? Te uiți la mami un pic? Wow, ce fetiță mare și frumoasă. Ești frumoasă, da. Unde mergem? Tina. Ce să facem la Tina? Tina. Bem cafeaua? Bem cafeaua tu, păpușa mea. Zi cafea. Da. Cafea, iubita mea. Da? Hai de la tine. Ce se aude, iubita? Tractorul. Hai să mergem. Nu merge. Stai. Haide. Împinge. Opașa. Bravo. Haide. Da. Tractorul, da. Unde-i tractorul? Acolo? Acolo, da. Motorul sau tractorul? E motorul, mami. Wow. Și Ștefi e la fel de pasionată ca și Octi de motoare. Și de fiecare dată când vede un motorul. Dacă a făcut Tina cafea? Da. A făcut Tina cafea? Da. De unde știi? Nu știi. Hai să vedem. Da, iubita. Hai, strigă pe Tina. Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool to let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. De unde a venit Octi tu? Nu știi, de la grădi, mami. Cum a fost păpușa mea? A fost fain? Da. A fost fain? Ce ați primit înghețată de la bunii? Da, le-a cumpărat și am mâncat-o. Ai mâncat-o deja? Da, și mai mult am mâncat-o. Aoleu! Super! E rece? Mai am dat și niște. Mergem în casă să păpăm, să ne dezbrăcăm. Nu, că-mi place afară. Îți place afară? Păi și nu trebuie să ne schimbăm. Ba, da. Păi vezi? Mi-am scos rufele de la spălat și le-am băgat în uscător, pentru că afară nu mai am pur și simplu unde să le întind, și pe sârmă și pe uscător e plin. Așa că le-am băgat în uscător și o să le dau drumul aici. Cine pictează frumos acolo? S-au pus copilașii pe pături aici și vor să picteze, să deseneze. I-am pus la umbră, pentru că în partea asta e soare, și am pus aici mai la colț să poată să stea să își dezvolte creativitatea și s-au apucat de pictat și cu siguranță vor face niște desene super faine. Așa, și Pisul, uite, stă cu voi.
Au, tu. Aveți apă acolo, mami, da? Da, pisi. Pisi, pisi. Pisili. Pisili, ce desenește fi acolo? Apă. Cu apă, dar ce vrei să desenezi? Nu știi, tu ce vrei să desenezi, mami? Pe tati vrei să-l desenezi bine, iubire. Pe ziua de astăzi, pentru că am tot vorbit și am tot făcut treabă, dar n-am apucat să vorbim așa, face to face, pentru că am avut ceva treabă. Și acum, unde credeți voi că merg? Merg să fac unghiuțele în sfârșit, pentru că am stat o perioadă lungă, fără lungă, nu știu, cred că vreo 2 luni, am zis să le mai las puțin să se regenereze și acum merg să fac unghiuțele. Nu știu exact ce model să fac ca de fiecare dată, dar o să ajung acolo și o să văd. Mi-am terminat treburile prea acasă, ce aveam așa în mare. Mi-am udat și florile, am făcut și mâncare. Și iubi a rămas acasă cu copiii. Și au venit ceva musafiri pe la noi și au rămas, din păcate, doar ei, pentru că eu aveam programare și n-aveam cum să amân programarea, pentru că și așa e destul de aglomerată tipa la care merg eu să fac unghiile. Și cam atât deocamdată. Cred că o să merg să fac și ceva cumpărături după ce termin de făcut unghiuțele și cam atât pe ziua de astăzi. Am făcut destule pe ziua de astăzi, n-a fost așa o zi aglomerată. Cea mai aglomerată zi a mea e de obicei lunea, pentru că noi în general duminica nu prea facem nimic, pentru că petrecem timp împreună, mergem la plimbare și așa mai departe, și lunea pentru mine e o zi super, super aglomerată. Cea mai mare bătaie de cap îmi dau rufele, pentru că dacă nu bag o zi la spălat, s-a terminat. Și astăzi cred că am băgat 3 mașini la spălat și n-am mai avut unde să le întind. Pe ultimele le-am băgat în uscător, pentru că pur și simplu erau și uscătorul și sârma pe care le întind eu erau pline și nu aveam unde să le întind, așa că am fost nevoită să le bag la uscător să mi se usuce, cu toate că a fost destul de călduț afară, se usucă destul de greu pe uscător afară, așa că ajung acasă și probabil că o să se termine și uscătorul, o să mai am ceva hăinuțe de așezat cel mai probabil și cred că cam atât pentru ziua de astăzi, pentru că îmi ajunge și mie. Acum mă duc să mă relaxez la unghiuțe o oră și jumătate, nu fac absolut nimic, stau doar și vorbesc cu tipa asta. E o tipă super faină unde îmi pun eu unghiile, cred că merg la ea de 5-6 ani, ceva de genul, și e o tipă super faină și de fiecare dată când plec de la ea îmi dă așa o stare super faină și vorbim așa mai de toate și îmi place tare mult când mă duc la ea la unghii, pentru că avem așa tot mereu subiecte de discuție și trece timpul atât de repede de nici nu îmi dau seama când trece o oră jumătate. O să ajung acolo și dacă mai fac ceva pe ziua de astăzi, o să vă mai filmez, bineînțeles. Dacă nu, o să închei videoclipul aici. Acum o să vedem noi. Sper din suflet că v-a plăcut și acest videoclip. Următorul videoclip va fi cel cu plecarea noastră în vacanță. N-am să vă spun unde plecăm. O să plecăm pentru 7 zile. Și o să avem așa
destul timp să filmăm și vloguri de acolo, cu siguranță să vă placă și vouă, dar am să las toată treaba asta un mister, așa, ca să descoperiți pe parcurs toate lucrurile ce se vor mai întâmpla în viața noastră. Așa că haideți să ajung la unghiuțe și mai vedem noi ce mai facem pentru ziua de astăzi.